11 noiembrie, ziua în care Polonia a renăscut pe harta Europei după ce teritoriile ei s-au aflat sub ocupație austriacă, prusacă și rusă, a fost marcată și la Suceava. Uniunea Polonezilor din România a ținut să aducă în memorie această zi istorică printr-o întâlnire la care au participat majoritatea etnicilor polonezi din municipiul Suceava. Prezente la eveniment au fost și oficialitățile județene sucevene. Chiar de la bun început, deputatul Gervazan Longer, președintele Uniunii Polonezilor din România, a ținut să precizeze că va vorbi mai puțin și va lăsa imaginile și pe elevii de etnie poloneză să prezinte momentele care au dus la reapariția Poloniei printre țările europene. Prezentarea a început cu cea de-a treia împărțire a Poloniei în 1795 și episoadele de revoltă față de puterile europene care administrau vremelnic țara. Un accent aparte a fost cel care se referă la primul război mondial, acolo unde trupele legionare poloneze au luptat cu eroism. Sărbătorim 11 noiembrie, ziua independenței Poloniei, este o zi specială pentru toți polonezii din toată lumea, deoarece după mulți ani în care Polonia nu a existat pe fața Pământului, iată că în 1918, datorită mareșalului Pilsudski, Polonia renaște. Sigur că anul acesta sărbătorim și 25 de ani de independență a Poloniei, deoarece știm foarte bine că Polonia a fost ocupată mulți ani și noi putem să ne bucurăm de acest lucru, că iată, după atâția ani, Polonia și România sunt independente. Am participat ieri la Varșovia, am fost invitați de președintele Poloniei, mi-a transmis multe salutări, multă sănătate și în același rând a transmis și un semn de unitate, mai ales pentru solidaritate cu Ucraina. Știm că statul ucrainean trece prin niște momente destul de grele și noi suntem alături de ei. Și sigur că această independență trebuie păstrată cu sfințenie și trebuie să ne bucurăm de ea. Au fost amintite și luptele de la Cârlibaba din județul Suceava, acolo unde în prima conflagrație mondială și-au pierdut viața mai mulți cetățeni de naționalitate poloneză. Astăzi la Cârlibaba există un monument care amintește de jertfa soldaților polonezi, o jertfă care nu a fost în zadar, deoarece pe 11 noiembrie 1918 visul unui popor întreg căpăta contur. Prezenți la acest eveniment, președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, prefectul Florin Sinescu, dar și alte oficialități au transmis un mesaj de felicitare etnicilor polonezi din România și poporului polonez. Trebuie să recunosc că de mai mulți ani am avut ocazia să trăiesc alături de comunitatea polonă evenimentele importante ale istoriei dumneavoastră, dar și ale culturii polone, pentru că aici în Bucovina comunitatea dumneavoastră este parte integrantă a României și cred că relația dintre etnicii polonezi și români, dar și germani și evrei și ruși lipoveni și ucrainieni a demonstrat că acesta este principalul atu al Bucovinei, al Sucevei, și de asta cred că relația specială dintre statul polonez și statul român, dar și între statul polonez, român și cel ucrainian, în acest triunghi de istorie, de geografie, este o relație cu totul privilegiată. Vreau să vă doresc să aveți o sărbătoare așa cum vă doriți dumneavoastră, să vă bucurați de pace, de liniște, de colaborare cu toți cei dragi și sunt convins că viitorul va fi în continuare foarte bun pentru noi toți. Suntem în momentul în care Polonia și România suntem membre a Uniunii Europene, suntem factor de stabilitate și de dezvoltare în zonă, pentru că știm ce a însemnat din istorie de la Marea Baltică la Marea Neagră, ca zonă, o piață comună economică, de la gurile Vistului până la gurile Dunării. Și de aceea cred că avem un rol important, cele două țări, să dezvoltăm această relație și totodată să fim alături de vecinii noștri de Ucraina. De aceea vă rog să-mi permiteți să mă rog pentru pace în Ucraina, mă rog pentru pace în Polonia, pentru sănătatea tuturor, pentru tot ceea ce ne dorim cu toții, să fie liniște în această zonă. Doar având liniște în această zonă, cred că putem să dezvoltăm și să mergem înainte. La mulți ani, Polonia,
la mulți ani România, la mulți ani Ucraina și să ne vedem într-o Europa unită cu toți. La finalul acestei prezentări, elevii au cântat melodia patriotică Treceți batalioane române Carpații, varianta similară fiind cântată acum aproape un secol și de trupele poloneze. Și frații cu inima la trecări.